Bună ziua! Ne uităm așadar la cum arată acest buget care trece pe repede înainte de comisiile de specialitate din Parlament. Zero taxe și impozite pentru 2024 și zero toleranță față de evaziunea fiscală, promite Marcel Boloș, ministrul Finanțelor Publice. Este posibil să se țină de această promisiune în privința a zero taxe și impozite în 2024, domnule profesor? Păi, nu știu la ce ne referim, dacă taxe și impozite suplimentare față de ce s-a introdus deja, că sunt o serie de taxe și impozite care s-au introdus de la 1 ianuarie 2024, sau unele care au crescut. Adică depinde care este referința. Însă, cred că bugetul, așa cum arată el în momentul de față, are nenumărate riscuri, cumva, și pe partea de venituri și pe partea de cheltuieli. Partea de venituri este mod clar supraevaluată pe zona aceasta de îmbunătățirea colectării și digitalizarea NAF. Sunt prevăzute 19 miliarde de lei a se aduce la buget, care reprezintă undeva în jur de 1,1% din PIB. Sigur că ne dorim să îmbunătățim colectarea, trebuie să o facem, dar nu prea am reușit să facem lucrul ăsta în trecut, deși ne-am propus an de an să îmbunătățim colectarea. Aceste venituri pe care guvernul le ia în calcul sunt incerte și, prin urmare, dacă ele nu se realizează parțial sau total, vom avea un deficit bugetar semnificativ mai mare. Și atunci, mai degrabă, deficitul bugetar poate să fie semnificativ mai mare decât și îl stabilește guvernul sau îl țintește guvernul la acel 5%. Noi le estimăm undeva pe la 6%, mai degrabă în jur de 6,5%. Pentru că acele prezumtive venituri au o probabilitate destul de mică să se materializeze. Ne uităm, domnule profesor, la faptul că nu se ține cont până la urmă de aceste previziuni, cum spunea și dumneavoastră, estimați un deficit de 6,5 în contextul în care în proiectul de buget vedem acel deficit de 5%. Și vedem și majorări de salarii. Pe de o parte, pentru profesori, acele majorări promise, dar în rate acordate. Pe de altă parte, ne uităm că vor fi majorate și salariile aleșilor locali cu 5%, într-adevăr, dar avem salarii mai mari la primari, la președinți de consilii județene. Își permite acest buget să vină cu aceste majorări de salarii, mai ales în anumite zone? Sigur, după o inflație destul de mare din ultimii ani, am avut 2 ani cu inflație destul de ridicată. Evident că și salariile și veniturile populației în general trebuie să crească. Acum, cu cât cresc și cât permite bugetul, e o discuție care trebuie făcută cu cifrele pe masă. 5% creștere de salarii nu pare o creștere semnificativă, mai ales în condițiile în care, în sectorul privat, dacă ne uităm, salariile au crescut destul de mult în ultimii ani. Avem o rată de creștere în momentul de față de circa 15-16% în termen nominal față de anul anterior, într-un context în care presiunea în piața muncii e una destul de ridicată. Companiile sunt nevoite să plătească mai mult pentru a-și păstra angajați. Însă în domeniul public, cred că discuția trebuie avută în termen de productivitate versus salarizare și de nivel de salarizare, pentru că dacă ne uităm la administrația publică, spre exemplu, față de media pe economie, salarizarea este cam cu în jur de 50% mai mare. Și acest decalaj între salariul în administrație publică și salariul mediu pe economie din România este cel mai mare din Europeană. Adică avem deja un decalaj destul de ridicat. Nu ar trebui să fim ipocriți să spunem că salariile sunt prea mari în sectorul public, ci mai degrabă ele trebuie corelate cu performanța pe care, cu calitatea serviciilor publice pe care sectorul public o oferă. Trebuie văzut dacă cei care primesc serviciile publice pe care le livrează sectorul public sunt mulțumiți sau nu de acele servicii și în felul ăsta ar trebui judecate și nivelul de salarizare și creșterile salariale și așa mai departe. Domnule profesor, cum preciza și dumneavoastră mai devreme, ne uităm la acest buget creionat pe, mai degrabă pe dorința de încasare din zona ANAF. În cazul în care, până la urmă, nu vom avea acele încasări record care sunt așteptate,
care ar putea fi consecințele pentru români, poate nu în 2024, an electoral fiind, dar în 2025? Păi sigur că dacă ne uităm la partea de cheltuieli, sunt creșteri care se întâmplă de salarii, de pensii, de la 1 ianuarie. Adică e posibil să vedem un deficit bugetar destul de mare încă din primele luni ale anului viitor și să vedem că avem o deviație importantă de la ceea ce am bugetat. Veniturile probabil nu se vor face, iar cheltuielile, fiind cheltuieli permanente, cea mai mare parte a lor se fac. Și atunci să constatăm că deficitul bugetar deviază de la țintă și să vedem o presiune din ce în ce mai mare pe buget. După părerea mea, în 2024 nu se va întâmpla mare lucru, pentru că avem multe runde de alegeri și știm că nu se iau decizii în astfel de perioade. Însă 2025 cred că este un moment critic după alegeri. Cred că guvernul de la acel moment va fi pus în fața unei provocări majore, și anume un deficit bugetar care este mare, este peste ținta asumată și nu poți continua în felul ăsta, pentru că deja avem mai multe ani de zile în care deficitul bugetar a fost foarte ridicat și probabil că și toleranța Comisiei Europene, a piețelor financiare, se cam apropie de sfârșit și trebuie luate niște măsuri structurale care să ajusteze acest deficit către cel puțin 3%, care e limita maximă pe care ne-am asumat-o și noi, și pare că e un obiectiv care se îndepărtează. Dacă ne uităm pe proiecțiile guvernului, în strategia fiscal bugetară, abia prin 2027 deficitul bugetar scade la sub 3%, dar nu prea e clar cum scade la 3%, adică sunt niște cifre care sunt mai degrabă doar să fie acolo și nu sunt niște măsuri în spatele acelor cifre. Vă mulțumesc tare mult pentru analiza dumneavoastră.